Rata șomajului în județul Vâlcea în scădere ușoară la sfârșitul lunii ianuarie în evidențele agenției județene pentru ocuparea forței de muncă Vâlcea erau înregistrați peste 5.000 de șomeri, din care 2.383 femei, rata șomajului fiind de 3,14% cu 1,02 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018. Din totalul de 5.029 de persoane înregistrate în evidențele ago Vâlcea, 1.791 erau beneficiare de indemnizație de șom iar 3238 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3300 șomeri provin din mediul rural și 1729 din cel urban. De asemenea, în luna ianuarie, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani, respectiv 1442 de persoane. În funcție de nivelul de instruire, ponderea cea mai mare în rândul șomerilor o au persoanele cu studii gimnaziale, școală profesională sau fără studii, 67%, în timp ce, șomerii cu studii liceale sau post-liceale reprezintă 27% și doar 6% au absolvit o facultate, precizează purtătorul de cuvânt al AJOFM Vâlcea Liviu Cochirlea. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare se prezintă astfel 1216 persoane, respectiv 24% foarte greu ocupabile, 2868 greu ocupabile în procent de 57%, iar 446 de persoane sunt ușor ocupabile în procent de 9%, mai precizează purtătorul de cuvânt al Ajeofeme Vâlcea.